Bună ziua tuturor! Noi vă mulțumim că ați dat curs acestei invitații. Noi, fracțiunea PAS, consilierii PAS, astăzi vă vom informa despre cum Ion Ceban, de fapt, amăgește pe fiecare chișinăuian, cât de incompetent prioritizează banul public și cât de, pe alocuri, chiar rușinos cheltuie acest ban. În sfârșit, după nenumărate solicitări din partea fracțiunii PAS, noi am primit raportul cu privire la executarea bugetului. Chiar dacă această solicitare a venit încă din noiembrie 2023, noi doar acum, o săptămână, două în urmă, am primit acest raport. De ce este un document foarte important? Pentru că noi vedem cum au fost valorificați banii fiecărui chișinăuian, fiecărui dintre dumneavoastră. Și analizând acest raport cu privire la executarea bugetului pentru anul 2023, noi știm că au fost și alegeri locale și era foarte important să vedem cum au fost cheltuiți banii. Sigur că, așa cum am menționat de fiecare dată împreună cu colegii mei, astăzi afirm că Ion Ceban, primarul general, împreună cu echipa sa, manifestă incompetență în gestionarea banului public, prioritizării incorrecte a banului și, de fapt, minciuni sterile, ne amăgește public cu privire la anumite investiții, cu privire la anumite lucrări care ar îmbunătăți Chișinăul nostru, dar, într-un final, nu le execută. De ce eu spun că este incompetență? Pentru că noua lege expres ne spune că chiar și acest raport trebuie să fie propus spre examinare și aprobare până pe data de 15 martie anului viitor, adică 15 martie 2024 pentru anul 2023. Iată că noi suntem astăzi în 2 mai și încă acel proiect de decizie cu privire la executarea bugetului nu a fost nici executat, nici aprobat. Chiar dacă noua lege 397, articolul 31 aliniat 3 ne spune foarte clar că raportul cu privire la executarea bugetului trebuie să fie aprobat maxim până 1 aprilie. Ce denotă acest fapt? Denotă incompetență din partea primăriei municipiului Chișinău. Mai departe, atunci când vorbesc că banul public se planifică și se irosește ineficient, asta se poate vedea cu privire la sau în proiectul de buget sau în bugetul votat pentru 2023 și în executarea lor. Primăria Municipiului Chișinău a planificat vânzări, au planificat venituri din vânzări de terenuri peste 1,6 miliarde de lei. Atunci când noi planificăm anumite venituri, noi planificăm paralel și anumite cheltuieli raportate la această sumă. Dacă s-a planificat venituri în valoare de 1,6 miliarde de lei din vânzarea terenurilor, respectiv s-au planificat și cheltuieli în valoare de 1 sau plus 1,6 miliarde de lei. Încerc scuze, 1,6 miliarde. Chiar dacă în 2022 noi am avut venituri din vânzări de terenuri 235 milioane. Adică tu știi că tu în jur la 200-300 milioane poți să scoți, să vinzi terenuri timp de un an, dar tu planifici în buget pentru un an întreg vânzarea de 1,6 miliarde lei. Ce denotă acest fapt? Denotă incompetență și ducerea în eroare a chișinăuienilor cu privire la anumite lucrări care vor fi executate. De ce noi în 2023 vedem 327 milioane de lei încasate din vânzarea de terenuri. Respectiv 1,3 miliarde care au fost planificate să avem venituri, respectiv 1,3 miliarde nu s-au realizat anumite cheltuieli. Asta vorbește despre incompetență, despre incompetență în a planifica banul public și asta reiese că și cei care au văzut sau fiecare dintre noi, sau chiar acești directori de instituții de învățământ care au văzut planificate anumite lucrări, reparația unei grădinițe, școli, unui teren de joacă, orice, în valoare de 1,3 miliarde, nu se realizează. De ce? Noi primim foarte multe plângeri de la directori de instituții de învățământ care spun că noi nu putem să realizăm, chiar dacă au fost planificați bani. Noi nu putem să valorificăm acești bani.
pentru că primăria municipiului Chișinău irosește acești bani și nu îi planifică corect. Suplimentar, atunci când noi planificăm venituri doar de vânzare de terenuri, noi considerăm asta iarăși o incompetență, ori tu, fiind un manager care pretinde că este unul transparent, bun, care gestionează bine banul public, trebuie să prebată venituri sustenabile în dezvoltarea municipiului Chișinău și nu din vânzarea patrimoniului. Da? Iată, asta este un alt aspect care denotă incompetența în planificarea banilor. Haideți să mergem pe categorie în parte, iată, din cauza că se planifică ironat anumite bugete pentru municipiul Chișinău anual, din cauza asta nu se realizează foarte multe proiecte bune pentru municipalitate. Pentru transport a fost planificat 1,8 miliarde lei și executate 1,3 miliarde, respectiv cu 30% mai puțin s-au executat lucrări în tot ce ține de transport. Dar noi cunoaștem că transportul public, dezvoltarea acesta ar trebui să fie o prioritate pentru municipalitate, pentru primărie. Asta noi nu vedem. Noi vedem diminuare cu privire la executare lucrărilor pentru transport, investiții pentru transport. Dacă vorbim din domeniul locativ comunal, a fost precizat 1,6 miliarde lei, dar executată 1,2 miliarde lei. Aproape circa jumătate de miliard nu a fost valorificat. Pentru că evident că nu s-au fost bani. Dar de ce nu au fost bani? Pentru că s-au planificat incompetent bugetul pentru 2023. Pentru protecția mediului, noi am avut planificate 20,5 milioane lei, dar valorificate doar 3 milioane. 3 milioane din 20, adică de 7 ori mai puțin am investit în protecția mediului pentru 2023. Dar, dacă să vorbim despre decoruri de sărbătoare, au fost planificate 50 de milioane. Și aici este foarte interesant. Dacă noi pentru protecția mediului, pentru ocrotirea sănătății, dăm mai puțin bani, iată că pentru decoruri de sărbătoare, noi avem plus 30% executați bani pentru decoruri de sărbătoare decât a fost planificat. A fost planificat 50 de milioane, realizat 70 de milioane și precizat pe parcursul anului, ca să înțelegeți. Ei au planificat 131 de milioane pentru decoruri de sărbătoare, adică cu 262% mai mult decât cel planificat. Dar văzând că nu sunt bani pentru asta, au valorificat doar cu 30% mai mult. Iată că Ion Ceban ne vorbește foarte mult și public. De ce am început discursul meu cu minciuni? Pentru că de fapt ne amăgește. Pentru că el spune că el investește în sănătate, în suburbii. Așa ne spune nouă el în declarațiile lui de presă, în declarațiile publice. Dar iată, cifrele ne spun un pic altfel. Pentru suburbii, pentru acele suburbii pentru care el își rupe cămașa de pe sine că el a investit, el a valorificat doar 28% din banii planificați. Adică pentru 2023, pentru suburbii, au fost planificate 140 de milioane și executate doar 40 de milioane. Adică 28% din cele planificate. Adică el așa ține la suburbii, la dezvoltarea suburbii, la integrarea acestor suburbii în municipalitate. Anume așa, cu 28% din banii planificați. De compensație la căldură, a fost planificat 150 milioane. 150 milioane. Executate zero. Zero lei pentru a ajuta oamenii într-o perioadă mai grea, într-o perioadă rece a anului. Oamenii n-au fost ajutați. Și întrebarea, unde s-au dus aceste 150 milioane? Unde s-au dus acelea 26,5 milioane încasate pentru taxa de salubrizare? Noi nici până azi nu știm cum, ce lucrări au fost executate, unde au fost acești bani investiți. Nu cunoaștem. Iată că pentru suburbii, cum am menționat, au fost doar 28% valorificate.
Pentru ocrotirea sănătății avem executate un pic peste 50%. Pentru sănătate s-a planificat 75,8 milioane lei, dar s-a realizat, s-a executat doar 44. Pentru dotarea tehnică, eu ceva ne spun, el dotează spitale, că municipalitatea oferă investiții, investește în sănătate, în dotări. Din acele 20 de milioane planificate pentru 2023, au fost valorificate doar 2 milioane. Adică cu 10 ori mai puțin s-a investit în dotările în instituțiile medicale. În sănătate, peste 40% mai puțin decât cele planificate. Haideți să mergem mai departe. A fost votată o decizie în anul 2022 cu privire la compensarea familiilor tinere la chiria locuințelor. Așa a fost un proiect de decizie. Și iată că în 2023 s-a planificat circa 6 milioane de lei. Cât credeți, stimați chișinăuieni, au fost valorificați? Câți tineri specialiști au primit compensații la locuințele sau la chiria locuințelor? Foarte corect. 0 lei. Din 6 milioane lei planificați, doar 0 lei. Pentru decoruri de sărbătoare plus 20 de milioane e voie. Dar iată 6 milioane pentru ca să ajutăm tinerii specialiști, pentru ca să aibă această compensație la locuință, la chirie pentru locuință, 0 lei. Nu sunt bani. Mergem mai departe. Deplasări peste hotare. La deplasări peste hotare noi vedem executat 1,5 milioane lei mai mult decât planificat. Pentru deplasări am găsit plus 1, adică în total 4,3 milioane. Pentru familiile tinere nu avem bani, pentru tinerii specialiști nu avem bani. Pentru protocol plus 180% mai mulți bani pentru 2023 decât au fost planificați. Plus încă 2,8 milioane. Iată 2,8 milioane de lei. Cu deplasări peste hotare 4,3 noi avem peste aproape 7 milioane care am putut să le oferim acelor tineri specialiști ca să-i compensăm chiria la locuință. Dar asta nu a fost. Și atunci când menționez despre prioritizarea incorrectă, nepotrivită pentru chișinăieni, anume la asta mă refer. Da, decorurile este frumos, nimeni nu neagă acest lucru. Dar se merită în condițiile în care tu arde în altă parte să investești? Se merită ori nu? Cred că este la discreția fiecare dintre dumneavoastră ca să decide ce este mai bine. Ajutăm familiile nevoiașe, compensăm căldura în perioada rece a anului. Ajutăm familii tinere sau specialiștii tineri ca să-i motivăm să rămână, să muncească aici, să-i compensăm acea chirie la locuință, ori nu. Sau mai bine să avem decoruri frumoase în Chișinău. Fiecare dintre dumneavoastră alege. Cum am menționat noi că, într-adevăr, transportul public, ambuteiajul, este o mare problemă în municipiul Chișinău și am zis că trebuie să găsim soluții. Una dintre soluții este ca să avem mai mult transport calitativ în municipalitate. Mai multe unități de trolebuze, mai multe unități de autobuze. Iată că și pentru 2023 au fost planificate 70 de milioane de lei pentru asamblarea și procurarea trolebuzelor și autobuzelor. Știți cât a fost valorificat? Cât de mult lui Ionce Ban îi pasă ca să dezvolte și să rezolve această problemă, să avem mai multe unități? Doar 32%. Adică din banii planificați 70 milioane, doar 32 executate. Adică plus 20 milioane pentru decorul de sărbători am avut pentru asamblare, pentru mai multe trolebuse și autobuze în municipiul Chișinău, n-am avut. Iată, asta este prioritizarea lui Ionce Ban. Dacă tot vorbim de suburbii și investiții în suburbii, iată, a fost așa o categorie de cheltuieli, căi de acces către suburbii. Noi am vorbit de multe ori și către Colonița și către Trușeni. E nevoie de investiții. E nevoie ca municipalitatea să vrea să investească în drumurile și căile de acces către suburbii. Ori noi trebuie să integrăm aceste suburbii în municipalitate. Iată că și aici au fost planificate 50 de milioane. Știți cât a fost executat?
de 3 ori mai puțin, doar circa 30%. Iarăși, asta este o prioritate. Atunci când vrea voturi în ceva, chiar și în local, a stat doar prin suburbii să vă le cerșească, să vă le ceară și le-a obținut. Dar iată, promisiunile care a avut în fața dumneavoastră, în 2023, el nu le-a realizat. Și cu privire la investiții în suburbii, doar 28%, îmi cer scuze, a valorificat și doar către căi de acces, dar 30%, adică cu 3 ori mai puțin. O altă problemă care este în municipiul Chișinău sunt ascensoarele. Într-adevăr, este periculos în unele dintre ele ca să circul. De ce? Noi ținem minte promisiunea lui Ion Ceban cu privire la ascensoare și iată că am văzut că s-a regăsit bani planificați și în pentru 2023. 10 milioane lei. Știți cât s-a fost executat? Zero. Adică nicio investiție în ascensoare, lifturi nu a avut loc în 2023. Zero lei investiții. Și sigur că noi tot vorbim despre construcții ilegale, vorbim despre dezmățul cu privire la eliberarea anumitor autorizații, vă vorbim despre cazuri concrete și astăzi se construiește în multe zone, chiar și în zone a nucleului istoric, fără acte permisive. Dar autoritatea publică locală nu face nimic și închide ochii de parcă nu se întâmplă absolut nimic. Avem și Ismailu, un caz foarte elocvent, în care se construiește într-una, chiar dacă nu există documentație permisivă. Și iată că și în anul 2023, pentru dezvoltarea municipalității, pentru planul urbanistic general, au fost alocate 10 milioane lei. Știți cât a fost executat? 0 lei. Pentru că Ion Ceban și primăriei municipii Chișinău, administrația pe care o conduce el, lui este mai ușor să elibereze anumite autorizații, să se facă de cap cu privire la tot ce se întâmplă în domeniul construcțiilor. Dar iată, pentru să realizeze un plan de dezvoltare strategică, nu este o prioritate pentru el. Iată, despre aceste momente am dorit să vă vorbim. Cât de incompetent, cât de incompetent prioritizează el banul public, banul fiecărui dintre noi. Pentru că atunci când vorbim că se face ceva în Chișinău, nu se face pentru că Ion Ceban a luat din casa lui și a făcut ceva. Asta se face pe banii noștri, pe banii fiecărui dintre dumneavoastră. Și nouă ne-ar plăcea, am fi foarte bucuroși împreună cu dumneavoastră ca acești bani să fie prioritizați corect. Iată că, analizând actele și documentele, rapoartele, cu privire la planificarea bugetului, cu privire la executarea, vedem cu totul invers. Și asta, pe lângă puțin spus, ne întristează. Noi vrem o administrare corectă. Eu încă nu v-am spus, dar v-am spus alte ori, că în 2023 au fost contractate 2 credite. Noi și până astăzi nu cunoaștem care au fost deciziile care au stat la baza acelor credite luate în valoare de aproape 500 milioane, de aproape jumătate de miliarde. Pe data de 5 octombrie, în ajun de alegeri, a fost contractat un credit în valoare de 270 milioane. Și asta noi vedem. În executat e un pic mai puțin, 256 milioane. Și după ce a câștigat alegerile, în luna decembrie, pe 20, iarăși a mai luat un credit încă în valoare de 220 milioane. Iată, așa ne amăgește el. Și de fapt, Ion Ceban ne amăgește pe fiecare dintre dumneavoastră. Fiți foarte prudenți, stimați chișinăieni, atunci când primiți o informație, verificați-o. Și nu vă lăsați mințiți. Să fim inteligenți, să fim autocritici și să fim corecți atunci când privim politicienii și administrarea unui oraș. Să fim corecți. Asta vă îndemnăm, pentru asta suntem noi aleși de dumneavoastră, ca să reușim să analizăm anumite rapoarte și să vă informăm. Astăzi a fost informarea despre cum ne amăgește și prioritizează prost banul public Ion Ceban. Și asta s-a văzut în rapoartele de executare a bugetului pentru 2023. Revenim cu mai multe detalii, dar e important să cunoașteți cât de incompetent este de fapt Ion Ceban, chiar dacă ne cumpără ouă acolo în piața Marea Dunării și ne le decorează. Oricum, este vorba de incompetență și irosire a banului public. Toate bune și sănătate la toată lumea!